Eu, salutare lumea, eu sunt Mihai și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi sunt alături de sora mea. Sora mea, oh my god. Și o să facem am-nam partea a doua. La ultimul vlog am ajuns la 120.000, la primul am-nam cu sora mea. Așa că am decis să facem partea a doua. Dacă v-a plăcut atât de mult, am ajuns la 13.000 de like-uri, cred. Înainte să începem acest vlog, vreau să vă spun că în descriere aveți linkul unei vloggerițe foarte, foarte tare, are 6 ani și o cheamă Ceau Patricia, face content pentru copii, așa că dacă vă place ceea ce face, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și să-i dați un subscribe. O să vă las câteva imagini cu ce face ea. Be happy. Don't worry, be happy. Mie mi-a plăcut, ție? Da. Canalul e în descriere. Iar acum, haideți să trecem la vlog. Fumat? Ai fumat? Nu. Ai fumat, nu bați cap. Te cunoaști. Ai fumat! Dar n-am fumat! Dacă te-ai luat panică. Nici eu. Niciodată. Am stat pe telefonul mobil surorii sau fratelui meu fără să știe ea. Când ai stat pe telefonul meu? Eu am deschis odată. Și căutat un telefon meu. Nu știu ce-i este. Eu nu. Și căutat un telefon meu. Dar și eu am stat, se pare că numai tu stai în telefonul. Tu stai în tău. Te-am verificat. Surprise, motherfucker! Având în vedere că ultima dată ai evitat să răspund această întrebare, răspunde sincer, am crash. Cine-i? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? De unde e? E un băiat. Am înțeles că e băiat, că e din față. E din Moldova. Și asta tot am înțeles. E de pe pământ. E din Chișinău. Și băiat. Din clasă? Da. Oh, cum îl cheamă? Dacă crezi că sora mea te place și ești din... Și clasă ești tu? Ești din 5-a A. Și cu cine trebuie să începi numele? Nu spun. De! Deci dacă ești din a 5-a A și numele tău se începe cu litera D, să știi că ai probleme. Ești prea tânără să ai iubit. Hai spune că tu n-ai avut. N-am avut la vârsta ta. Why the fuck you lying? Why you always lying? Tu să taci când eu vorbesc. N-am mâncat ceva dezgustător. Eu am mâncat odată ochi de pește. Eu am mâncat o bucățică de piper, de borș. Asta la tine e dezgustător? Da. N-am bătut-o pe sora sau fratele meu. Sincer, sunt foarte dezbătut de Sanda. Mi se pare că e una dintre... E o soră foarte, foarte rea pentru mine și... Dacă sincer, mă bat foarte des și uneori simt... Hai, da, mincinos! Uneori simt că chiar am nevoie să vorbesc despre problema asta. Du-te, măi, rău! Na, aveți grijă pentru că unii frați poți fi foarte... Poți fi foarte rei cu voi, așa că chiar nu e bine. Trebuie să rezolv. Gata, N-am plecat de acasă fără să anunț părinții. Da. Din nou, după cum am spus în vlogul trecut, mereu trebuie să vă spuneți absolut tot părinților. Tot. Nu mă întrerupi când vorbesc. Tu să taci când eu vorbesc! I just wanna kiss you. N-am țipat, zâmbit, vorbit în timp ce dormeam. Eu în mod, dar tu precis. Eu am filmuleț cu tine în care ai vorbit o dată prin somn. Unde? Când dormeai acolo în pat cu mama. Pentru că eu de 10 ani și încă dormi cu mama. Hai, da, singur, mama dorme aici, mai eu dorm acolo. Bă, nu, ea dorme cu mama. 2000 years later. De fapt, eu dorm cu tata. N-am mâncat să pun din greșeală în timp ce mă spălam pe mâini. Băi, e gustul ăla, știți, de gust de lalele, gust de orhidee. De săpun. Fiți, fie, ascultă-te. N-am avut impresia că părinții o sau îl iubesc mai tare pe fratele sau sora mea. Adică încă am. De ce zici că am impresia? De ce? Poți să-mi intri în detalii? De ce consideri? Este că eu sunt mai mare și eu sunt responsabil și în mine au încredere. E o diferență. Eu sunt responsabil în comparație cu tine. Foarte. Te recunoaște. 2000 years later. N-am mâncat chipsuri sau dulciuri fără ca sora sau fratele meu să știe.
Băi, zice că mănânc chipsuri și dulciuri la fiecare ocazie, fără știi ea. N-am, da, da, da. Uite, ne gândim rațional. De ce aș zice că am chipsuri, băi, de ce aș zice că am dulciuri și chipsuri? De ce să nu-mi las mie mai mult? N-am întârziat la școală pentru că nu m-am trezit la timp. Noi când mergem la școală, ne duc părinții la școală, așa că, băi, n-ai cum să întârzi la școală pentru că n-ai cum. N-am vrut să-mi arunc sora sau fratele pe geam. Gata, e timpul, vin cu așa. Nu, mama! Mama! Ok, lume, deci cam asta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați pe butonul de like ca să ajungem la 3000 de like-uri. Și să apăsați pe butonul de subscribe, vă rog frumos, pentru că 70% de voi nu sunt abonați la mine. Da. Da. Deci eu am fost Mihai, a fost Alexandra. Sper că v-a plăcut vlogul. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Nu uitați să intrați în descriere, să vă abonați la Ciao Patricia și să vedeți dacă vă place contentul ei. Ne revedem data viitoare. Peace out!